ești cum voi, dar eu am început demo astea, pregătirile pentru brăduți. Pentru asta, pentru țara aceea când noi petrecem un an și el vine altul și mai scurt de asta. Pentru că anul trecut, de exemplu, bărbatul ne-a zis întâi că fatu, anul ăsta mai scurt nu mergi cu mine la corporativ că ești proastă și proastă, dar așa ești altfel, mi-a zis, știi, că dacă începi proastă, păi prine. Și eu nu m-am pregătit, știi, dacă el a zis că nu, nu, zic, bun, nu știi, du-te și probleme, păi și acolo la tine la lucru, dar anul ăsta așa tare m-am enervat și am zis că și să nu mă iei. Tăți pe lor îl iei, dar tu pe ta nu iei, știi? Și zic că nu mă interesează, eu e că mai am cât o lună jumătate până la anul nou, eu dovedesc să mă chitesc, să mă aranjez, merg, nu ce e rușine cu mine. Și am optat pentru o ținută așa mai retro postmodernism, pentru că mă reprezintă pe mine și pentru că, bineînțeles, noi femeile în țara aceea vrem să fim Caraleva de anul nou, da? Prințesa Bradului. Acolo vine Moș Crăciun, vine și cântă, alții joacă și tu mai ieși, mai joci în doi, mai zâmbești, mai șteți acolo să uită la tine și normal, zic, blin, zic, nu vreau pe meu, știi, să fac să simtă incomod, știi, vreau să vadă tăți care femeie frumoasă, aranjată, care grijă de dânsa, până la urmă, care o femeie care știe și vrea, știi? Și încă nu i-am arătat cum am și eu. Na, nu i-am arătat, vreau să și surpriză. Și eu am să zic, băi, du-te înainte și așteaptă-mă acolo și eu am să vin. Și tare îmi place să fac surpriză de anul nou. Că vedeți, ne-am pus și clopoței, ne-am pus tot așa cum trebuie de sărbătoare. Și să fiu lumina ochilor lui și a oaspeților, da? Hai, dragile mele, în seara de an nou să fim regina balului.